Deținerea lor. Se aleg din nou cu procese verbale și o iau de la capăt. Este vorba despre membrii organizației Hyde Park, reținut astăzi pentru că au protestat neautorizat în fața Ministerului de Interne. S-a întâmplat exact ca acum 4 zile, când aceiași activiști au ajuns la poliție pentru că manifestau împotriva unei reținere anterioare. Astăzi au fost eliberați după 4 ore. Ghinion peste ghinion pentru a legătura.